Una dintre cele mai sângeroase bătălii în care armata română a fost angajată pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord este cea de la Țiganca, un loc care respiră istorie și al cărui nume este echivalent cu miile de vieți ale ostașilor armatei române, jertfite în vara anului 1941. La Țiganca, mitralierele rușilor nu lătrau degeaba. Focul al lor noștri se auzea rar și mai întrerupt, din nevoia de a schimba mereu locul, în căutarea adăposturilor și a locurilor de tragere. Inamicul, instalat în lucrări făcute din vreme și întărite în mare parte cu beton, avea desigur avantaj nemăsurat față de cei care înaintau, iar ai noștri, împovărați cu materiale și muniții, înaintau în câmp deschis, cu pericolul surprizei de fiecare clipă, încordați deopotrivă și asupra terenului din față, de unde porneau rafalele de mitraliere și proiectilele, precum și asupra pământului pe care îl călcau și care putea ascunde cea mai perfidă dintre arme, mina. Și mai erau pe deasupra inferiori și în ceea ce privește numărul. Povestea noastră începe pe 22 iunie, ora 3:15, când trupele Wehrmachtului, cărora li se alătură și cele ale aliaților săi, atacă Uniunea Sovietică. Presa și radioul din București difuzează ordinul de atac, vibrant mesaj patriotic al generalului Ion Antonescu adresat ostașilor români. Ostași, vă ordon, treceți prutul. Zdrobiți vrășmașul din răsărit și miază noapte. Dezdrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații voștri cotropiți. Ofensiva peste Prut s-a declanșat în ziua de 2 iulie. În numai 24 de zile de la declanșarea ofensivei, Basarabia și nordul Bucovinei erau complet eliberate, grație eroismului ostașilor și al celor ce-i conduceau. În ziua de 5 iulie, divizia 1, al cărei comandant era generalul Nicolae Șova, n-a putut realiza capul de pod ordonat. Trupele diviziei fuseseră oprite cu puternice focuri trase de pe versantul de vest al dealului Epureni și din lizierele satelor Stoienești și Țiganca, situate la est de Bârlad, pe celălalt mal al Prutului, pe drumul ce duce la Cahul. Terenul de peste Prut, ce trebuia cucerit, se prezenta ca o succesiune de dealuri și văi perpendiculare, pe direcția de ofensivă. Inamicul organizase în zona Stoienești și Țiganca o puternică apărare prin realizarea de cazemate. Lunga Prutului în această zonă era largă și mlăștinoasă, iar râul avea lățimi cuprinse între 200 și 600 de metri. Vremea era neașteptat de urâtă pentru această perioadă a anului. Era răcoare și ploua. În aceea zi, pe la ora prânzului, divizia 21 Infanterie primește ordinul să treacă Prutul în cursul nopții, pe la Bogdănești, pe podul de cale ferată, pentru a ajuta înaintarea diviziei 1. Va trece doar infanteria, artileria fiind lăsată pe malul opus până la construirea unui pod. Înaintea atacului, generalul Nicolae Dăscălescu, comandantul diviziei 21, plecase în recunoaștere. Pe un petic de hârtie, ce s-a păstrat în timp, generalul nota sub titlul Trucuri bolșevice. Rușii se îmbracă în uniforme românești și se infiltrează în flanc și în spate, de unde strigă: fugiți că vin rușii! Dacă soldații români fug, îi seceră cu mitraliera. La întoarcere la comandamentul diviziei, el transmite comandamentului corpului de armată că spațiul pentru atac, disponibil fiecărui regiment, nu este mai mare decât frontul de desfășurare al unei companii. Orice îngrămădire de unități, mai mult decât permite frontul, va aduce foarte mari pierderi, adăugă el, propunând ca atacul să fie susținut de câte un batalion din fiecare regiment. Dar din cauza vremii nefavorabile, era posibil ca nu toate regimentele diviziei 21 să ajungă la timp la pod. Având în vedere această ipoteză, se ordonă să treacă podul doar un singur regiment, care va intra în satul Stoienești pe la nord, pentru a facilita atacul regimentului 1 Vânători. Celelalte regimente, camuflate în jurul movilei lui Dumitru, urmau să treacă podul în noaptea următoare. Ostașii regimentului se aflau în fața Prutului, după un marș de 20 de kilometri executat pe o ploaie ce părea că nu se mai termină. Operația de trecere a podului a început la ora 1 din noapte, pe podul de la Bogdănești. Podul era stricat de bombardament, ceea ce făcea ca trecerea să se realizeze a nevoie. Aici și colo, câte un felinar orb luminează drumul ostașilor. Ploaia nu mai contenește. Murmurul de voci șoptite, întrerupte de comenzi scurte, amestecat cu un foșnet continuu, însoțit de zgomote metalice înfundate și de plescăitul noroiului strivit de bocancii soldaților, străpungea noaptea neagră.
dimineața zilei de 6 iulie, găsi două batalioane din regimentul 24 pe cealaltă parte a Prutului. Legătura telefonică ce fusese un timp întreruptă se restabili. Comandantului regimentului, colonelul Gedeon Seracin, îi se ordonă să declanșeze atacul la ora 9, în paralel cu acțiunea de bombardare a satului Țiganca de către aviație. Dar, ca de atâtea ori în confruntările militare, acțiunile diferitelor unități nu se îmbină totdeauna armonios în timp și spațiu, oricât de bine ar fi gândite operațiunile militare. Așa se întâmplă și de această dată. La 9:15, cele două batalioane erau gata de atac, dar bombardierele nu apar pe cer. Este întrebat comandamentul dacă se mai menține ordinul de atac în aceste noi condiții. La ora 10 se aprobă atacul fără prezența bombardierelor. Cu o jumătate de oră mai târziu, confuzia se accentuează. Comandantul regimentului 24 raportează că avioane, având tricolorul românesc, îi bombardează și mitraliază. Se cere protecția artileriei, care era pregătită de luptă. Astfel de confuzii erau din nefericire aproape inevitabile în desfășurarea acțiunilor de luptă din acea vreme. În ciuda acestei confuzii, vitejii ostași ai regimentului încep atacul. Cu toate că inamicul este complet surprins, el deschide un foc ucigător. Batalionul 2 nu are însă de ales. Prin bălțile ce împânzeau zona, atacă în continuu și cucerește calea ferată, cu pierderi ușoare, îndreptându-se spre liziera situată la nord de Stoienești. După amiază, pe la ora 3:30, regimentul 24 începe urcușul dealului Epureni. Artileria îl sprijină. Umbrele nopții învăluiau culmile dealului. La ora 20, primul batalion pornește atacul pentru cucerirea crestei. Astfel se încheia atacul pornit de dimineață și o zi lungă, plină de dovezi de eroism și sacrificiu. Numărul victimelor, 3 ofițeri și 23 de soldați morți, 4 ofițeri și 162 de soldați răniți. În ziua de 7 iulie, în jurul orei 11, atacul a reînceput. Luptele au durat toată ziua. Spre seară, în jurul orei 17, unitățile armatei române ocupaseră poziții importante. Regimentul 24 atinsese creasta dealului Epureni. Regimentul 11 Dorobanți, condus de colonelul Ștefan Bardan, era în curs de a fi introdus în linia 1, iar regimentul 6 Mihai Viteazul urcase pe podișul Leca, în sud. Cu toate acestea, cuiburi de mitralieră inamice continuau să tragă, opunând o rezistență dârză. Între timp, generalul Dăscălescu se hotărăște să se deplaseze spre primele linii ale atacului. În fața ochilor îi apare o imagine îngrozitoare. Numeroși morți și răniți zac de-a lungul căii ferate și pe terenul înconjurător. Continuându-și drumul pe dealul Epureni, imaginile devin apocaliptice. Majoritatea comandanților de companii și plutoane erau morți sau răniți. Cu toate acestea, cei rămași în viață nu se vor lăsa bătuți. Ei au continuat cu înverșunarea atacului, reușind să obțină o victorie scump plătită. Astfel, se încheie o nouă zi de confruntări sângeroase. Locul regimentului 24 urma să fie preluat de acum înainte de regimentul 11 Dorobanți. Spre miezul nopții, generalul Dăscălescu hotărăște deplasarea regimentului 11 Dorobanți la sud de satul Țiganca, în vederea operațiunilor ulterioare. Se ordonă totodată curățirea satelor Stoienești și Țiganca de ultimele rămășițe ale armatei sovietice. În ziua următoare, 8 iulie, apar momente de derută. Pe la ora 10, comandantul regimentului 11 Dorobanți raportează că se găsește într-un moment critic, neavând muniție. Două ore mai târziu, inamicul contraatacă. Colonelul Bardan încearcă să reziste pe poziție, căutând să mențină o stare de calm. Nu reușește însă decât în parte, căci două companii se retrag. Comandantul regimentului, împreună cu 68 de soldați, rămân însă neclintiți în fața inamicului. În capul de pod a fost introdus regimentul 12 Dorobanți Cantemir. În momentele critice descrise înainte, colonelul Gheorghe Niculescu, comandantul acestui regiment, dă ordin ca drapelul să fie desfășurat, iar gornistul să sune atacul, pentru a încuraja soldații și pentru a întări faptul că rămâne neclintit pe poziție în fața inamicului. Înălțătoare scenă de epopee. Este ziua de 9 iulie 1941.
regimentul 11 dorobanți, deși pierduse aproximativ jumătate din ofițeri și 40% din soldați în zilele precedente, a reușit să cucerească dealul Țiganca și satul Țiganca, distrugând 5 cazemate și luând în jur de 150 de prizonieri. Inamicul a suferit pierderi mari, fiind nevoit să aducă în grabă unități constituite în pripă. Luptele au continuat cu violență, cu victime de ambele părți. Printre eroii căzuți la datorie s-a numărat și Gheorghe Niculescu, primul colonel român căzut pentru Basarabia. Pierderile de vieți omenești fiind însemnate, Ion Antonescu, considerând că nu mai poate fi continuată ofensiva, a emis în seara zilei de 10 iulie ordinul de retragere a trupelor la vest de Prut. Acest ordin a stârnit consternare în rândul comandanților și ofițerilor români. Ordinul sosise aproape de ora 22. Terenul desfundat în urma ploilor torențiale nu a permis executarea lui în noaptea de 10 spre 11 iulie. Analizând implicațiile acestei retrageri și apreciind că această acțiune va influența moralul trupelor, comandantul armatei 4 române, generalul Nicolae Ciupercă, a solicitat menținerea capului de pod. Solicitarea lui a fost în final aprobată în ziua de 11 iulie. În ziua de 12 iulie, divizia 21 rămăsese doar cu efectivul a 4 batalioane. În ciuda acestui dezavantaj, ea a rezistat cu dârzenie atacului a două divizii ruse, susținut de un violent foc de artilerie și de aviație. Meritul soldaților a fost cu atât mai mare cu cât raportul de forțe a fost de aproximativ 10-1 în favoarea rușilor. În cea mai grea zi din luptele de la Prut, când timp de 16 ore neîntrerupt, inamicul se arunca cu forțe noi și masive în numeroase contraatacuri, căutând să sfarme capul de pod de la Fălciu, regimentele 1 și 2 și 2 și 9 vânători opun o rezistență înverșunată și fără răgaz, resping numeroasele atacuri inamice, superioare mult în număr și armament și, luptând în repetate rânduri corp la corp, reușesc prin menținerea poziției să înscrie în istorie o pagină de adevărată glorie. Gruparea aeriană de luptă a jucat un rol important în înfrângerea ofensivei sovietice de la Țiganca. În decurs de 9 ore au fost lansate aproape 37 de tone de bombe asupra artileriei și trupelor sovietice. După încă o încercare de contraatac mai puțin puternică în ziua de 13 iulie, trupele sovietice au început retragerea, în ziua de 15 iulie. Luptele desfășurate în preajma satelor Stoienești, Epureni, Leca, Țiganca și Hârtoape, împotriva armatei roșii, au intrat în istorie sub denumirea de Bătălia de la Țiganca. Aceasta este considerată una din marile bătălii purtate de armata română pe frontul de est. Victoria de la Țiganca constituie capul de serie al victoriilor armatei noastre în această perioadă a războiului. Din cauza pierderilor însemnate suferite de armata română în timpul bătăliei de la Țiganca, apreciată la peste 10.000 de militari morți, răniți sau dispăruți, aceasta este considerată cea mai sângeroasă bătălie pentru reîntregirea țării. În memoria lor, în toamna anului 1941, pe dealul Epureni, se înalță o trăiniță din fondurile ofițerilor regimentului 12 dorobanți. Așezământul Național Regina Maria pentru cultul eroilor a preluat îngrijirea și întreținerea cimitirului, montând cruci de beton. În vara anului 1944, deplasarea frontului spre vest a avut drept consecințe distrugerea cimitirului și a însemnelor comemorative. La Țiganca s-au folosit buldozere pentru împrăștierea osemintelor militarilor români, iar ulterior s-a folosit un tractor pentru a netezi terenul pentru o fermă de porci. După o vreme, a funcționat și o stână. Abia pe data de 4 iulie 2004 sunt readuse de la București osemintele eroilor și reîncumate. După decenii de uitare și dureroasă pângărire a memoriei, eroii noștri au avut parte, în sfârșit, de o pomenire creștinească și de slujbă religioasă.